Domnule doctor, echipa multidisciplinară Tumor Board-ul este esențială în abordarea pacientului oncologic. De ce este important ca o echipă formată din mai mulți specialiști să analizeze dosarul unui pacient? Tratamentul pacienților bolnavi de cancer este format din trei ramuri: chirurgical, oncologic și radioterapie. Comisia oncologică sau Tumor Board-ul este o întâlnire a medicilor specialiști din diferite specialități. Medic chirurg, medic radioterapeut, medic oncolog, medicul imagist, radiolog, anatomopatolog și medicul din specializarea localizării în acel caz. Este foarte important să avem un dialog deschis pentru a asigura pacientului un tratament cât mai corect, conform ultimelor protocoale. Pregătirea profesională continuă face parte dintr-o abordare eficientă a pacientului oncologic, la fel și consultarea cu alți colegi din interiorul clinicii. Cu ce se diferențiază echipa MED Europa de celelalte unități de același gen din țară? În MED Europa am pus foarte mult accent pe comisiile oncologice. Comisiile oncologice cu medicul oncolog, cu ceilalți medici din alte specialități, dar cel mai mult între noi, toți medicii din MED Europa. Înainte de pandemie aveam comisiile oncologice zilnice. Având în vedere contextul epidemiologic, am încercat să reducem numărul de comisii marți și joi, dar toate cazurile care intră la noi, care se prezintă la noi în secție, să fie discutate de toți medici. În radioterapie, echipa medicală are nevoie de tehnici și tehnologii care să vină în sprijinul pacientului. Care sunt elementele tehnice de care dispuneți la centrul din Constanța și care sunt beneficiile pe care acesta le oferă? În centrul din MED Europa Constanța dispunem de două aparate Electa Infinity, prin care dispunem de tehnici moderne de radioterapie, IMRT sau VMAT, radioterapie cu intensitate modulată. Putem astfel, prin aceste tehnici, să distribuția dozei de radiație să fie cât mai mare, o doză cât mai mare pe volumul care ne interesează, pe tumoră, și o doză cât mai mică, minimă, la organele din jur, organele sănătoase. Tratamentul la MED Europa este 100% gratuit, cu mențiunea că pentru județele limitrofe dispuneți de transport și cazare gratuite. Care sunt condițiile pentru ca pacientul să beneficieze de acest tratament? Radioterapia este 100% gratuită în centrele noastre. Ca un pacient să dispună de acest tratament, trebuie să fie asigurat în primul rând. Dacă există cazul în care pacientul nu este asigurat, nu este nicio problemă, prin Programul Național de Cancer poate fi introdus în acest program și asigurat pentru tot restul vieții. Așa, și ca și dosar medical, când se prezintă la noi în secție, cel mai important este buletinul histopatologic, rezultatul biopsiei, care ne evidențiază diagnosticul cert de cancer, și scrisorile medicale, toate rezultatele imagistice, PSD și scris, orice a făcut acel pacient ne interesează. Cum se realizează discuția cu partenerii din celelalte județe în general și cu Tulcea în particular? Cu ceilalți medici specialiști, mai ales cei din Tulcea, avem o colaborare foarte bună, excelentă aș putea să zic. Orice problemă care apare, întotdeauna există ori videoconferințe sau telefonic, orice problemă, orice nelămurire, orice aspect al tratamentului, îl discutăm și facem în așa fel încât pacientul să aibă parte de un tratament corect.
De ce ați decis să asigurați gratuitate pentru cazare și transport pentru pacienții din județele limitrofe, inclusiv pentru cei din Tulcea? Am decis să venim în sprijinul pacienților din Tulcea și celelalte județe din cauza că am simțit nevoia să îi ajutăm. Având în vedere contextul epidemiologic, evitarea contactului cu celelalte persoane din mijlocul de transport în comun, confortul pacientului, stresul transportului își pun cuvântul.